În momentul infracțiunii, tânărul avea o glugă pe cap pentru a nu fi recunoscut. Din nefericire pentru acesta, sistemul video amplasat la intrarea în bloc l-a surprins în timp ce provoca incendiul în holul de la parterul blocului de garsoniere din cartierul Griviței. Polițiștii cer acum ajutorul oamenilor pentru a prinde piromanul din imagini. Polițiștii efectuează verificări specifice pentru identificarea unui bărbat care este căutat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere. Acesta ar fi distrus prin incendiere ușa unui apartament dintr-un bloc de locuințe de pe raza municipiului. Cetățenii care pot identifica sunt rugați să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de poliție. Oamenii spun că nu este pentru prima dată când se află în această situație. În urmă cu câteva luni, locatarii au hotărât ca la intrarea în bloc să instaleze o cameră video, astfel încât piromanul să fie identificat. Este frică. Aoleu, dar ce teamă mea, că te mai închid în casă de la 4 după masă, mă închid și mă culc acolo, că eu sunt bătrână, bolnavă și intră dracu peste mine și mă... Păi zău, mă închid în casă și nu mă ies, dar orice aud, nu ies. Nu ies afară. Nu e prima dată când a pus foc aici? Nu, nu, nu. Mai înainte, mai pe primăvară, iar a pus la etajul 1. Pe urmă, iarăși am văzut pe aici, aruncat. Dar cine o fi, nu știu. Dar le-a zis să pună camere de supraveghere, că să vede atunci cine. Credeți că e vorba de aceeași persoană? Eu știu, s-ar putea. Ca o același... Deci a dat foc la ușa aia de acolo, a dat foc la ușa asta, a dat foc la etajul 1 aia la ușe. Aceeași persoană trebuie. Credeți că are ce? Vor fi mania de ăștia care, eu știu, care suferă de boala prostiei. Altceva ce pot să zic. Focul a fost stins rapid de locatarii, fără a se extinde la alte bunuri. Cei care îl recunosc pe individul din imagini sunt rugați să alerteze imediat organele de poliție.